Despre Ion Pârvulescu, antrenorului Claudiu Niculescu, Ionel Dănciulescu, Ionuț Luțu sau Augustin Chiriță se poate vorbi numai la superlativ. La venerabila vârstă de 78 de ani, după 4 decenii în slujba fotbalului slătinan, Pârvulescu va fi recompensat pentru întreaga sa activitate de către autoritățile locale în cadrul manifestării Slatina 650. Este un moment de mare fericire și un moment de mare mândrie să constat că apropiații noștri, conlocuitorii Slatinei, prin reprezentanții de onoare, conducătorii orașului, s-au orientat și și-au dat seama că în Slatina există multe valori umane. Oameni care, prin ceea ce fac, au adus Slatina undeva la nivel superior, pentru că în țara aceasta, orașul Slatina este un oraș foarte reprezentativ prin tot ceea ce realizează. Ion Pârvulescu spune că tot ce a făcut a fost pentru oraș, în folosul orașului, și că a avut numeroase satisfacții, nu materiale, ci morale. Mi-a plăcut să-mi fac profesia cu conștiinciozitate și cu seriozitate, pentru că mi-am dat seama că toate lucrurile pozitive pornesc de la această abordare. În momentul în care ți-ai propus să faci o meserie, nu contează dacă pare la un moment dat că nu are o importanță deosebită. Cea mai mare importanță este ca meseria să o faci și să fii mulțumit că ai făcut lucruri bune. Chiar dacă este la o vârstă venerabilă, Ion Pârvulescu nu a renunțat la pasiunea sa de viață. Inițiază și acum în tainele fotbalului copiii pe terenul sintetic de la LPS Slatina.